Salutare tuturor! Dragilor, mă bucur să ne revedem astăzi. Am ales astăzi subiectul mâncarea de post. Bineînțeles, am ales acest subiect pentru că suntem în această perioadă dinaintea sărbătorilor, dar sunt și foarte multe persoane care mă întreabă: Raul, ce să mai fac în perioada postului? Ce să mai mănânc? Și bineînțeles, am ales să fac un video despre asta. În următoarele 10 minute vreau să abordăm subiecte precum ce mănâncă oamenii în general în perioada postului, e bine, nu e bine să ținem post și, bineînțeles, care sunt recomandările mele legate de această perioadă. Despre mine, sunt Raul Stoian, sunt antreprenor în domeniul stil de viață activ și sănătos, sunt tehnician nutriționist, sunt fitness coach și pur și simplu îmi place la nebunie această direcție de stil de viață activ și sănătos, prin care vreau să-i ajut pe cât mai mulți oameni să obțină rezultate, să devină o variantă din o versiune din ce în ce mai bună. Așa că haideți să vedem în următoarele minute exact cum am promis subiectul de astăzi. Mergem la prima abordare. Și primul lucru care era? Primul lucru era ce mănâncă oamenii în general în perioada de sărbători. Și ce am observat în principal legat de ce mănâncă oamenii în perioada de sărbători este exact ceea ce eu mâncam când eram copil și am fost învățat de familia mea când erau posturile să țin. Și alimentația mea se baza așa, pe mâncam de foarte multe ori pâine, multă pâine, pâine cu diverse lucruri sau cornuri cu, păi, de exemplu, pe pâine puneam margarină, puneam vinete, puneam zacuscă, puneam gem, puneam marmeladă, puneam tot felul de lucruri din acestea. Ce mai aveam? Mai aveam foarte mulți cartofi. Cartofi cu de toate felurile. Cartofi prăjiți, piure, salată orientală și mâncărică de cartofi și de toate. Ce mai aveam? Mai aveam diverse ciorbe care erau cu legume. Mai mâncam fasole, mazăre și, bineînțeles, dulciuri de post. Tot felul de mertenele, tot felul de eugenii, tot felul de lucruri care știam eu că sunt de post. Și am constatat că, la ora actuală, oamenii care țin post, în principal, cam astea sunt lucrurile pe care ei se focusează. Adică mănâncă exact cum am spus, ceea ce făceam și eu și, bineînțeles, pe lângă asta ce mai adăugăm. În perioada asta sunt foarte la mod alimentele care le imită pe cele reale. Și aici vorbim de cașcaval de post, vorbim de mezeluri de post, toate lucrurile acestea pe care le găsim, zici că sunt cele originale, dar ele sunt, de fapt, pur și simplu imită, sunt făcute cu surse vegetale. Așa că, dragilor, dacă stăm să ne uităm la aceste lucruri, bineînțeles că, pe de o parte, e foarte bine să ținem post. De ce e foarte bine? Pentru că în această perioadă, ce facem? Lăsăm corpul puțin mai liber. Lăsăm corpul, nu mai încărcăm cu tot felul de lucruri și ăsta e un lucru fantastic. Corpul să nu mai simtă tot felul de, că este pus la muncă de fiecare dată cu proteina animală, cu grăsimi animale, cu tot felul de lucruri pe care noi le luăm din lucrurile animale. Bineînțeles, și lucrurile animale poate că au rolul lor, dar vin și cu foarte multe toxine, foarte multe kilocalorii, foarte multe grăsimi. Și atunci perioada de post este o perioadă fantastică pentru corp. Corpul spune: bă, da, proste, zice, mulțumesc că mă mai las și pe mine să văd de circuitele mele foarte bine, fără să mai fiu pus în postura în care trebuie să fiu îngreunat în fiecare zi. Și așa că e foarte bine să ținem aceste perioade de post. Dar dacă plecăm de la premisa asta că perioada de post trebuie să fie o perioadă în care să lăsăm puțin corpul mai light, să lăsăm un pic, să nu-i mai dăm tot felul de lucruri greoaie, ar trebui să înțelegem că și foarte multe lucruri pe care oamenii le mănâncă în perioada postului sunt greoaie. Da? Și aici vorbim de tot ce înseamnă partea de mâncărici grele care sunt făcute, tocănițe care sunt făcute cu foarte mult ulei, tot felul de zacuscă sau vinete făcute cu mult ulei, sau tot felul de merdenele, tot felul de, mezeluri de post. Acestea, foarte multe dintre ele, sunt lucruri care, la fel ca și lucrurile animale, pun corpul foarte, foarte mult la treabă și nu-l lasă în pace și atunci, de fapt, perioada asta ar trebui să ne lase un pic să corpul să respire, să respire puțin, dar de fapt îl pun poate și mai mult la muncă pentru că îi dau lucruri procesate. Și lucrurile procesate sunt la fel poate unele dintre ele, la fel sau poate mai greoaie decât lucrurile animale. Așa că foarte important, este foarte bine să ținem perioada de post, dar trebuie să înțelegem un pic cum stau toate lucrurile. Și dacă ar fi să trec la ce recomandări eu fac, în primul și în primul rând, dragilor, și dacă țineți perioada de post, dar și dacă sunteți persoane care ați abordat o alimentație vegană, deja ați trecut în ideea în care mâncați doar vegetal,
Recomandarea mea foarte directă pentru voi este să fiți foarte atenți la nutriție de bază. De la ce pleacă nutriția? Sunt multe lucruri de discutat despre nutriție, dar dacă discutăm despre macronutrienți, adică nutrienții de care corpul are nevoie într-o cantitate mai mare, sunt trei și știți foarte bine. Proteine, carbohidrați și grăsimi. Pe canalul meu aveți video despre fiecare în parte. Dar dacă ar fi să vorbim despre ele trei, ele sunt cele mai importante lucruri despre care să discutăm. Care sunt sursele sănătoase, de unde putem să venim cantități bune și cum putem să le punem noi în zi ca lucrurile să fie ok. Și atunci, și în perioada postului, vă recomand să aveți un program de 3 mese principale și 2 gustări. Și dacă ar fi să discutăm de ce ar trebui să conțină aceste mese, în primul rând, dacă discutăm de proteină, nu uitați că aveți nevoie măcar un gram, depinde de sex, vârstă, nivel de activitate fizică, în fine. Dar oricum, minim un gram de proteină per kilogram corp. Da? Deci dacă ai 70 de kilograme, 70 și ceva, te duci ar trebui aproximativ 80 de grame de proteină să mănânci pe zi. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că chiar dacă tu nu mănânci animal, proteina nu se găsește doar în lucrurile animale. Proteina se găsește și în leguminoase, fasole, mazăre, linte, năut. Proteina se găsește și în oleaginoase, migdale, caju, alune de pădure, toate din categoria oleaginoaselor, nucile și așa mai departe. Unde mai găsim? Găsim în soia, o sursă fantastică, are toți aminoacizii, este o proteină completă acolo, și în derivatele de soia. Avem tofu, avem lapte de soia și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care sunt ok și au o cantitate bună de proteină. Ciupercile. Și bineînțeles, dacă căutați pe Google, găsiți un tabel cu proteină vegetală și acolo o să aveți foarte mare claritate. Dar aveți grijă la cantitatea de proteine pe care să o mâncați în fiecare zi și mâncați-o, pentru că e foarte important. Altfel, s-ar putea ca masa musculară să se degradeze în timpul postului și după ce ții postul să-ți pară rău pentru că nu te simți cel mai bine. Al doilea macronutrient se numesc carbohidrați. Încercați în perioada postului, dar nu numai, să schimbați carbohidrații simpli cu carbohidrați complexi. Adică, dacă mănânci orez, încearcă să mănânci orez brun. Dacă mănânci paste, încearcă să mănânci paste integrale. Dacă mănânci cartofi, poate alternează una cu o dată cu o dată cartoful cu cartoful dulce. Dacă mănânci pâine, mănâncă pâine integrală sau mănâncă rondele integrale sau mănâncă scândurici din acelea vasa, care să fie la fel integrale. O să te ajute mult mai mult. De ce? Pentru că categoria carbohidraților complexi, adică cei sănătoși, conțin o cantitate foarte mare de fibre. Fibrele fac parte din categoria carbohidraților. Și problema cu carbohidrații simpli este faptul că cei simpli au foarte puține fibre, ceea ce nu-ți ajută deloc sistemul digestiv, dar s-ar putea și să-ți crească foarte repede țesutul adipos, grăsimea de pe tine, pentru că de obicei carbohidrații simpli au indice glicemic foarte mare. Adică crește glicemia imediat, surplusul de zahăr se transformă, nu poți folosi zahărul pe care îl dai, da, pe care îl găsim în toți aceștia, îl transformă în grăsime și atunci de foarte multe ori văd oameni care ies din post cu multă grăsime în surplus și îi spun, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Păi asta s-a întâmplat. Chiar dacă tu nu ai mâncat lucruri și, mamă, ți se pare că nu prea ai mâncat, ai mâncat foarte mulți carbohidrați simpli. Deci mergeți pe carbohidrații complexi și sunt foarte buni. Da? Găsim în fructe, în toate legumele. Faceți salate foarte multe, dar să fie bogate și pline și de proteină și de carbohidrați complexi. Și a treia categorie sunt grăsimile. În loc să pui ulei de floarea soarelui, cum pui în toate în perioada asta, mai bine ia un pic de ulei de măsline extra virgin sau pune niște avocado sau pune niște măsline, da? Sau folosește oleaginoase, pur și simplu, migdale, caju, alune de pădure, sunt lucruri care conțin grăsimi sănătoase, da? Și încearcă să elimini prăjeli, pentru că știu că se prăjește mult în perioada postului, încearcă să mergi pe alegeri din ce în ce mai bune și asta o să fie fantastic pentru tine. Da? Deci cele trei categorii sunt foarte importante. 1. Proteină de calitate, 2. Carbohidrați complexi și 3. Grăsimi sănătoase. O să te ajute foarte mult, așa că, bineînțeles, o să ne vedem la următoarele videouri. Până atunci, tot ce pot să spun este în felul următor. Ai grijă de tine și dacă ești în categoria persoanelor care sunt vegane, ai grijă de corpul tău, pentru că e foarte bine să nu mănânci vegetal, să nu mănânci animal, dar e foarte mare, foarte mare atenție la carențele pe care le poți face dacă nu mănânci ceea ce trebuie. Da? Nu înseamnă că dacă mănânci vegetal, ești sănătos 100%. Nu. Dacă mănânci vegetal, mănânci lucruri sănătoase, dar de multe ori incomplet.
Încearcă să fie și sănătos și complet și asta o să facă o diferență majoră pentru tine. Și dacă ții post și faci ce ți-am spus, doar lucrurile astea, dacă ești atent la ele, o să facă o diferență majoră și o să ieși din post cu multă energie, cu foarte mare chef de viață, poate câteva kilograme mai jos, masa musculară îndrăvenită și bineînțeles tu o să zici, băi, ce m-a ajutat postul acesta. Așa că toate cele bune, ne vedem la următoarele videouri!